Comandamentul de iarnă 2022 pentru zona Râmca-Gorj, organism constituit prin ordin al președintelui Autorității Naționale a Protecției Consumatorului, a devenit activ pe 27 decembrie și este funcțional până pe 13 ianuarie 2023. Cei ce fac parte din acest comandament nu fac altceva decât să verifice și să ia măsuri în cazul celor ce nu respectă legalitatea și aleg să facă profit pe spatele siguranței consumatorilor. Președintele ANPC, Horia Constantinescu, a explicat cum acest comandament nu este doar pentru zona Râmca, ci a vizat toate zonele turistice cu impact major. În primul rând, comandamentul de iarnă nu vizează strict zona Râmca-Gorj. Comandamentul de iarnă a vizat toate zonele cu impact turistic social major la nivelul întregii țări, fie că vorbim de comandamentul Poiana, Brașov, Sibiu și zona regiunii respective, fie că vorbim despre comandamentul Valea Prahovei, coordonat cumva de cei care s-au deplasat acolo pentru a evalua activitatea operatorilor economici din zona Sinaia și a tuturor stațiunilor montane aflate pe Valea Prahovei, fie că vorbim de Bucovina sau Maramureș, iată că și Râmca este la fel o zonă cu impact turistic major și s-a dovedit în, și din materialele transmise presei că este o zonă ce trebuie evaluată corespunzător. Au fost evaluate și băile Herculane și mult mai multe zone, undeva la 7 astfel de zone în tot ceea ce a însemnat comandamentul. Interviul integral cu președintele Autorității Naționale a Protecției Consumatorului poate fi urmărit în cadrul Focus Press imediat după jurnalul Gorj TV de la ora 18.